A sosit proba la triere, asistentul de la triere a direcționat la hematologie, asistentul de la hematologie a pus proba în analizor, a pornit analizorul, după 30 de minute rezultatul de VSH se transmite automat în aplicație. Poate fi vizualizat direct de către responsabilul de analiză în aplicație. Analizorul măsoară viteza de sedimentare a hematiilor. Probeta stă în poziție verticală și hematiile încep să sedimenteze și rămâne deasupra plasmă. Și se măsoară coloana de plasmă. Și aceasta este un anumit calcul, ne dă milimetri pe oră. Deci rezultatul așa se evidențiază pe buletin, 2, 10, depinde. Dacă este patologic, poate să fie valoare foarte mare de 50 de milimetri la oră. Am mai făcut tot la hematologie probe de coagulare pe un analizor automat, care tot așa, cum am spus la început, este cu transmisie bidirecțională, deci noi nu trebuie să-i facem lui nicio comandă, el citește codul de probă, se duce în aplicație, vede ce analize are de făcut, pentru că pe acel analizor de coagulare se fac o multitudine de teste de coagulare. În cazul acesta noi am comandat prin cererea de analize un timp quick. Analizorul a citit, a văzut că trebuie să lucreze un timp quick, pipetează plasma, se face reacția între plasmă și reactiv cu incubare. În momentul în care este gata, se transmite automat rezultatul în calculator. Timpul quick este de foarte mare ajutor la pacienții pe tratament anticoagulant pe sindrom. La pacienții normal ne arată, coagularea este normală, se poate face, să zicem, o intervenție chirurgicală fără probleme. La pacienții pe tratament anticoagulant ne ajută să stabilim, nu pe noi, pe medicul clinician, să stabilească doza. Pentru că acest tratament cu sindrom se ajustează în funcție de rezultat. Hemograma se lucrează din sânge PDTA pentru că se urmăresc, odată formula leucocitară, elementele sanguine, globule albe cu toate componentele, globulele roșii plus hemoglobină, hematocrit și toți indicii eritrocitari și trombocitele. La hemolocogramă am pus vacutainerul pe racul aparatului, aparatul pipetează, trimite sângele prin tuburi. În interior se fac toate măsurătorile. Când proba este gata, putem să vizualizăm odată pe monitorul analizorului hemograma în ansamblu. El ne furnizează niște grafice de împărțire. Este o metodă laser și ne arată cum este împărțită populația leucocitară și cum a făcut măsurătorile. Apoi putem să vizualizăm rezultatul direct în modulul de laborator. Acest lucru este făcut de un medic de laborator care hotărăște dacă trebuie efectuat un frotiu sanguin sau nu. În general, frotiul sanguin îl facem în cazurile patologice, anemii, suspiciune de leucemii, orice leucocitoză, trombocitopenii sau trombocitoze. Nu se face uzual un frotiu sanguin la un pacient sănătos. Acest frotiu sanguin este efectuat de către asistenta de laborator din tubul de hemogramă. În cazul în care este nevoie, se face recomandare de frotiu sanguin direct din deget, deci din sânge capilar. Chemăm pacientul dacă avem posibilitatea să-l chemăm. Dacă nu luăm legătura cu medicul, îi explicăm despre ce este vorba. Bineînțeles că în cazuri hematologice grave, mă refer la leucemie, recomandăm automat consult de specialitate, pentru că aici este nevoie și de consult clinic și de teste suplimentare, care se fac la clinicile de hematologie.